Tu cine crezi că a pus monolitul? Mafioții din România. Nu, nu e adevărat. Știți cumva cum se ajungea la monolit? Da, pe aici înainte. Stânga, stânga, roată împrejur. Doamne, doamne, nu cred. Dar David, te iei să la coadă pentru monolit. Dacă mai e, da. Nu prea mare coincidența. Aici sunt o cetate dacică. Dacă te uiți pe aici, cum e peretele ăsta, 100% există un tunel energetic care vine din Bucegi și aici, aici se deschide. Ei, tocmai de aia, de aici a ieșit monolitul, pentru a face acest triunghi al Bermudelor. O să mai apară un monolit undeva prin sudul Africii și astfel o să fie un triunghi. America, România, pentru că trebuie să fie România, și Africa, pentru că așa vreau eu. Și o să fie un triunghi energetic și astfel o să putem comunica pe cele trei continente. Eh? Nu te-ai gândit la asta, eu m-am gândit. Cafeluța conspiraționistă. Seara am venit în această seară într-un loc fatidic din Piatra Neamț, respectiv în cetatea Petrodava, fosta cetate dacică veche de aproximativ 2000 de ani, unde pe principiul USA și românul inventator a fost amplasat zilele trecute un monolit. Și haideți după mine să vedeți cum arată situația în sine. Această cetate este undeva la 3-4 km de oraș, deci cumva strategic am plasat astfel încât oamenii să ajungă cât de repede aici. Și dacă vă uitați, suntem pe un platou deschis, mașina poate să ajungă până aici. Este o urmă a locului în care a fost amplasat monolitul în sine. Se poate vedea și din forma asta triunghiulară a construcției, să zicem așa, care a fost situația de fapt. În Utah, respectiv în Statele Unite, a apărut o construcție în mijlocul deșertului, pusă la un moment dat de niște oameni, care după un anumit interval a dispărut. Și desigur, și noi am copiat modelul acesta. Construcția a fost în zilele trecute aici, au apărut câteva articole în presă despre el, chiar au fost și niște zoom-uri cum arăta de fapt, deci era o construcție, era triunghiular, avea niște modele de ca și cum zice că erau date cu degetul efectiv, desenate de om, și se vedea cum erau sudate marginile. Nu știu exact cât de înalt era, dar am impresia că avea peste undeva la 2 metri, să zicem. Și cumva era plasat așa aici, să se vadă și priveliștea, știți? Adică e prea evidentă situația. Părerea mea este că nu e cine știe ce. Cu siguranță locul acesta e un loc cu însemnătate istorică și n-ai cum să nu simți ceva când vii aici, așa cumva în pădure, chestii, dar cu siguranță a fost pus pentru a atrage atenția și nu e mare situație. Știu că aici este cumva o zonă protejată, practic, adică nu cred că ai voie să nici măcar să aduci chestii sau în fază de genul ăsta, deci doar că nu există niciun semn, nici o chestie de genul ăsta. După câte puteți vedea, prin zonă sunt tot felul de gunoaie, deci totul așa cumva în paragină aici. Știu că poliția a făcut un demers cumva să afle cine este făptașul acestui monolit din Piatra Neamț, însă nu știu ce să zic, dacă vor găsi sau nu. Cred că cumva o să continui. Strategic, știi? Adică, gen, cum e aici, locul în sine e super aproape de oraș, gen, se fac vreo 3-4 km până în oraș, ajungi imediat și se vede cum era el așa înalt de vreo 2 metri, gen, se vede așa și mișto, gen, ăsta, panorama și chestii, deci dacă venea cineva și făcea o poză pentru diverse articole sau așa, da, cu siguranță, plus că a dat o tipă de la o televiziune din Rusia și mi-a zis că, vai, Delia, dacă ești din Piatra Neamț, să-și pute niște întrebări, să pune monolitul pe hartă, că nu știu ce, știi, adică, e cumva o chestie așa super mafiot făcută, știi, ce n-ai. Hello, Russia. We are here where the monolith was. There is a place.
Salutare, aici Delia pentru televiziunea din Rusia. Transmitem în direct de la monolitul din Piatra Neamț, al doilea monolit apărut în această lume. O să răspund cu drag la câteva întrebări despre evenimentul paranormal care s-a întâmplat la Piatra Neamț. Mi-e foame și m-am săturat de toate speculațiile astea, stau aici și înghez de frig. Cam aiurea, sincer. Măcar era aici monolită. Au făcut hype, deci au făcut, nu se poate, ce? Toată lumea e super amuzată de chestia asta, da? Mie mi-a plăcut domnul care era din Iaura aici și filma pentru canalul lui de YouTube. Jur. Nu știam că e atât de popular, îmi cer scuze. Jur, deci foarte mișto, ne-am întâlnit cu un domn care, ce n-a venit să vadă și el, era în trecere și a venit să vadă monolitul. Zic că eu părul rău că, dar fiate că noi vreau să venim, deci astăzi, ieri era monolitul. Și azi nu mai e monolitul. Deci era problema asta, zice, mamă, cum ar fi dacă ne-am trezit dimineața și am găsit monolitul în cur? Mergem la periferia orașului, la Fier Vechi, da. La ala de la piață. Deci oricum cred că... Și eu zic că îl găsim. Sunt sigură că o să mai apară și în alte orașe, pentru că ce nici prea... Nu, că deja după aia o să fie prea mainstream. Nu și cred, nu mai hai, mergem. Hai. Hai, cafeluța monolit. Repede, repede, până nu dispare. Și ea. Ia zi, părere după monolit? Te simți încărcată cu energie? Da, a fost un... Ai simțit câmpul electromagnetic? A fost un tur interesant. Mi-am luat și bilete, tot. Nu, man, doamne, prostie. Na, acum trebuie să mai găsim intrarea în tunelul ăla. Să ajungem de aici pe Ceahlău și de pe Ceahlău în Bucegi. Doamne, dar nu cred așa ceva. Bine, sincer, mă, e cam scary așa dacă stai să te gândești așa, nu știu. Strange. Hai. Hai, pupi, pa. Hai încuiat. Bobby! Am ajuns la monolită! Hai!